Salutare, aici sunt Cazi, bine v-am regăsit la un episod. În acest episod vom face jobul de constructor și să ne luăm și noi o mașină. Guys, înainte de toate nu uitați să dați și voi un like, un share și subscribe, m-ar ajuta foarte mult fiind la început. Și haideți să începem și noi episodul acum propriu zis, în care să ne luăm arul și să mergem să... Bun. Nu muzică. Nu muzică. Revenim când ajungem acolo, guys, ok? 2 secunde. Guys, am repornit acum filmarea înainte să ajung acolo și după câte vedeți, de fapt voi nu vedeți, e 6:29 în joc, adică 8:30 dimineața și cred că se poate vedea și pe vocea mea și pe fața mea cam așa o voce de adormit, dar guys, când ajungem acolo revenim, vorbim chiar filmarea, nevermind. Schimbare de planuri, guys, nu să facem job de constructor deoarece nu avem motorină și nu vreau să mă mai aceea din bancă, deoarece vreau să ne luăm acel merțan de care v-am spus, dar ce vreau să zic, ce vreau să vă zic, înainte de toate o să mergem să ne schimbăm jobul, nu știu ce job am, sincer să fiu, când ajung acolo revin iarăși. Asta a fost un fel de update. Gata, guys, aproape am ajuns. Ce vreau să vă zic? Nu înțeleg de ce nu mi apare și jobul de autobuz când iau acolo. Adică acum vreau să mă fac și o mer. Iar mi s-a încărcat asta, foarte ciudat. Cred că când intru prima oară pe GTA, gen prima oară din zi, prima oară din zi, înțelegi ce vreau să spun oricum, nu mi apare, nu mi se încarcă texturile, dar gen doar prima oară, dacă dau un reload, imediat mi se fac foarte ciudat. Bine că nu mă deranjează atât de mult, dar având în vedere că se mișcă mult mai bine, știți? Adică se mișcă joc mai fluent, nu e așa încărcat, asta încerc să vă spun. Ne luăm șofer de autobuz, dar să dau și o anulează misiunea. Ne luăm șofer de autobuz și mergem să... Ești angajat ca gunoiuri. Demisionează. Bun. Șofer de autobuz. Guys, sunt singur pe server acum, dacă vine a crede. Și 8 jumate. Seara, am încercat să filmez aseară. Tot așa, nu era nimeni, zic că poate dimineața sunt mai mulți. Aseară, când am încercat să filmez pe la 10, cred că erau 12 player sau ceva genul. Da, ciudat oricum, destul de ciudat. El îmi stă părul în toate direcțiile în cap. Nu mai suport, mă jur. O să las așa. Și destul de ciudat. Mergem acum, luăm jobul de autobuz și când ajung acolo revin. Am observat, acum când am ajuns aici, am observat că spun de prea multe ori, guys. Voi ce credeți? Mi-am luat razna caracterul, mă jur. Doar să merg în față și voi în stânga. Nu. Ia să ne spun de prea multe ori, guys, nu se mai zic, guys. Am zis-o, bă, da. Se pare că s-a mai conectat un player, suntem 2 player pe server. Dar cred că este FK sau nu știu. Habar n-am, nu știu ce să zic. Until the last drop, run. Oare se referă la bani sau la benzinerie? Cred că la benzinerie. Da, cel mai probabil la benzinărie. Ciudat oricum că n-ai cu cine să faci roleplay și astea. Mai niciodată în timpul zilei, sincer, adică poate după amiază, dar eu după amiază sunt la facultate și astăzi la fel tot. Intru la 12, la 6, iar am și la 8. Cred că trebuie să facem un live. Dacă ajung, deci ies pe la 6, să zicem că ajung la un 7, facem un live de o oră. De fapt, live-ul o să-l vedeți deja în ziua în care filmez episoadele, gen. Da. O să facem sigur, cred că o să facem. Cel mai probabil, guys. Cel mai probabil. Vedem, vedem. Nu vreau să promit chestii și să nu mă țin de cuvânt. Da. Bun. Bun. Da, destul de ciudat că nu ai cu cine să faci roleplay, cu cine să vorbești și tu. Mă gândeam după ce... Că eu fac un build acum, o să-l fac fratelui meu și în calculator. Și mă gândeam să filmez cu el măcar, nu știu, episoadele astea. Voi ce părere aveți? Să încerc măcar? Că singurii sincer cam pe tisitor. Sau nu știu, neapărat cu el, cu oricine, cu un prieten, cu voi. Să filmăm gen împreună GTA astea. Că... Na, n-ai cum singur, mai ales dacă nu e nimeni pe server.
E așa, să faci job, e ca și cum aș juca eu single player. Mă uit acum la mine la facecam, tare ciudat să vorbesc singur la facecam, mă jur. De fapt, mă, nu, mă uitam la OBS, acum mă uit la facecam, da. Stăteam la semafor. Am spus că nu mai stau la semafor. Ce vreți mâine la mine în facecam? Eu v-am spus, abia m-am trezit acum. Adică se vede după părul meu și după ochi că am ochi așa de somnoros. Dar asta este, guys, asta este. Ce să facem cât mai repede cursa. Este și 37 ceasuri după câte puteți vedea. De fapt, voi nu vedeți că e frisky, e mult. Bun. Guys, băieți, toată lumea. Vedeți că sunt foarte multe giveaway la niște plăci video RTX de la ce face și Jaxi și Chipflix. Înscrieți-vă la ele, că de ce nu poate avea șanse și poate câștigați. Aș fi tare bucuros și pentru voi dacă aș câștiga. 2 RTX 2060 super, adică nu e versiunea normală. Eu zic să vă înscrieți că se merită. Nu e o placă de 2 milioane, e o placă de 16 milioane, ceva gen. Ha, uite, după player-ul care spuneam adineori, fix el era. Sunt curios ce job face. Chiar sunt tare curios, dar nu o să-l întreb că nu vreau să îl încurd în rol pe lui sau ceva. Trebuie să mă gândesc cumva să fac facecam-ul, dar nu știu cum. Mă gândesc să-l fac rotund, dar nu o să... Fac, nu știu cum să fac să fiu guys, nu știu. Cred că în următorul episod sau în următoarele episoade o să apară un tricou șmecheru de tot abia. Un tricou șmecheru de tot, abia aștept să vi-l arăt, să puteți vedeți, o să vă placă mult de tot. Mamă, ce șmecher să vede soarele așa după munte. Ia uite-l. Cam non-RP ce face băiatul ăla. Ciudat, ciudat. N-o să-i zic, nu e caz, dați seama. Bine, că și eu am căzut cu mașina, na. Acum trebuie să fiu răutăcioși, vă dați seama, nu? Dar, să zic cumva să-mi așez facecam-ul ăsta. Și în scurt timp, nu știu, în următoarele 2 săptămâni, să apară un review la un PC. Vă spune de buget, o să vă zic cât m-a dus pe mine în total. Doar PC-ul. Nu și unitatea. Nu și periferice, etc. Doar PC-ul. În principiu ați putea să căutați voi, nu știu, o sursă de 700 de W. Nu știu, la vreo 200 de lei. Un Ryzen 5600X. Un RTX 2060. 8 GB de RAM. I-am pus 8 GB, dar știu, sunt puține 8 GB, dar momentan atât. O să-i fac eu upgrade-uri pe viitor și astea. Dar momentan doar atât, că na, vă dați seama, nu e de unde așa ușor. Așa, un hard de 1 TB. Ce mai are? Un cooler Gamax GT, și ăla e vreo 2 milioane. SSD de 120 GB pentru sistemul de operare. Gen, calculator e ok, super, e super ok, e high gaming spre extreme gaming, ca să-i spun așa, adică e ok, e super mega ok, dar sincer, dar sincer vreau să văd cum se comportă, vreau să vedeți și voi cum se comportă un calculator, nu știu, cred că de, toți calculăm așa mare, 1000, 1500, așa. Cred că este un calculator undeva la 4000 de lei, doar piesele. Plus ventilatoare, guys, am cumpărat 6 ventilatoare și alea pe alea, am avut 2 milioane. Care am prins la reducere. Carcasa.
Sunt destul de cumpărat pentru un calculator, ce să fiu egoist și se merită, adică până la urmă, like 2-3 ani și te joci orice, adică m-a apărut gen. Și m-am spus, e extreme gaming către, nu, e high gaming către extreme gaming, gen. Acum poți joci fără nicio problemă orice joc la detalii pe maxim apărut pe procesorul și pe placa video, orice joc. Și dacă ați ajuns aici, guys, cei care ați ajuns aici, vreți să filmăm RedM? Nu știu dacă sunt servere din România, dar vreți să filmăm RedM? Roleplay în vestul sălbatic, adică lăsați-mi în comentarii, sunt tare curios dacă chiar vreți. Cred că ar fi super mega tare și șmecher rău de tot. De cine a ajuns până aici să-mi lase comentarii dacă vreți să filmăm roleplay în vestul sălbatic, gen Red Dead Redemption, jocul de scos de GTA, că probabil toți îl știți, filmat de făcut în 5M, gen. Vă dați seama cum ar fi roleplay în vestul sălbatic, ar fi super mega tare. Să ieși cu calul sau astea, mamă, chiar aș încerca, sincer, dacă vreți și voi, eu chiar o să încerc. Sau probabil chiar o să încerc să văd ce suport avem. Dar cred că ar fi super mega tare. Cred că mega, mega super. Acum vedem. E nașpa că te v-am spus de obicei dacă nu e cu cine spuneți. Acum doar facem joc și discutăm, știți? Nu e ca și cum am face roleplay, știți? Roleplay e mult mai interesant decât să vorbim noi. Dar v-am spus, dacă te uiți până aici, vreți să facem roleplay în vestul sălbatic? Cei care au ajuns aici să-mi lase comentarii. Da, vreau. Da. De fix asta, da, vreau. Sau da, vrem. Nu știu, mie s-ar părea super mega șmecher. Deci șmecher rău de tot mi s-ar părea. Nu știu. Gata. Glumesc. Ce tritarta sunt? Și m-am uitat așa pe YouTube și nu prea face nimeni, de nici în engleză, nici în română, redeam. Probabil e foarte beta, dar aș vrea să încerc. Până la urmă, ce putem pierde? Pe bune, ce putem pierde? O să mă joc puțin Red Dead Redemption, să văd ce și cum, să nu fiu de așa acolo în mijlocul lor, să nu știu absolut nimic. Dar uite seama, până facem banii, până asta, până ne cumpărăm cal. Sau poate dă el un cal de început, sau niște bănuțe, ție un cal, că acolo e hard. Mi se pare mult mai mare harta ca la GTA, sincer să fiu. Bine, ori mi se pare mie că e mai mare că mergi cu calul și aici mergi cu mașina și te tablasezi repede, dar apar la mănâncă nasul, guys, nu știu ce are, dar mănâncă nasul și pe aici, pe pat. Mănâncă nasul, cred că mi-au bătaie, guys. Bun. Bun. După ce opresc episodul ăsta, chiar o să mă uit, guys, după Red Dead Redemption, să vedem dacă ne iese ceva. Chiar sunt tare curios dacă ne iese ceva. Și ar fi super mega tare. Am primit un mesaj, dar nu știu cu ce. Nu o să mă uit, o să mă uit după ce termin episodul. Așa. Că nu e frumos din partea mea, nu e frumos nici de voi, nici față de nimeni să fac chestia asta. Târnăm curta asta repede și cred că o să încheiem episodul după ce târnăm curta, că v-am spus, e plictisitor, mai ales că uitați, acum suntem 4 player și e 9 fără un sfert, adică toată lumea la școală, pe bune, se joacă doar copii, sau toată lumea are program de dimineață, nu doar copii. Bine că program de dimineață e cel mai șmecher program care poate exista. Știu că unii vreți după amiază care sunteți la școală, dar no, nu se compară nici câtuși de puțin, nici un pochetul, nici atât. Deci nici atât. Ce făcut bun are camera mea? Acum am văzut. Dar că nu i-am făcut stele cum trebuie, sincer. O să-i fac eu stele să ne vedem super, să ne vedem mai ok, mai colorați, și că văd că se vede așa cam.
mai luminos, parcă ar merge, dar ar merge. Și în următorul episod, guys, care va fi postat în acea zi cu ăsta, cei care o să-l vedeți, o să fie un joc horror. Un joc horror pe Android pe care îl puteți juca toți, cu toți. Toți cu toții, toți cu toții, toți cu toții. Și cred podul ăsta făcut, uita mai. Dar ne cred că dura 15 ani să-l facă, sincer. 15 ani. Ușor. Deci puteți vedea câte texturi sunt adăugate pe GTA și cât îți încarcă jocul. Asta cer să vă spun, că de asta se mișcă foarte în lag și n-are cum să ajungă 5M-ul niciodată, dar niciodată la 1000 de sloturi. Deci, ca să joci pe 1000 de sloturi una la mână, mă refer la player, la server, ai nevoie de un PC foarte bun, vă dați seama. Să fie, nu să fie toți 1000, dar am 500 să fie cu câte o mașină spawnată, că te sparge, sincer. Cred că te sparge la modul, te face praf. Da, mă, guys, nu știu ce să mai zic, sincer, v-am spus, e plictisitor așa când facem doar un job și atât. Ar vrea să facem roleplay cu poliția, cu salvarea, cu astea. Și cum, sau cum a spus Bogdan, să facem o poveste, dar ce poveste? Adică, eu tu gândești, știți, dar ce, mai, ca să facem o poveste trebuie să renunțăm la bani, la tot. Și asta e destul de nașpa, sincer să fiu, guys. Destul de mega nașpa. Dar am mai ieșit la capătul cursei, guys, o să terminăm cursa. Eu am fost Cazi, v-am spus voi, nu uitați să dați și voi un like, un share și subscribe, să apneți clopoțelul. Vă mulțumesc mult de tot, pa, pa!